Sala de gimnastică din cadrul complexului sportiv Gloria își așteaptă sportivii de performanță, însă până la intrarea acestora acolo va mai trece ceva timp. Sportivii de performanță ai secției de gimnastică din cadrul Clubului Sportiv Municipal din Arad mai au de așteptat până să intre în noua sală de gimnastică de aici din cadrul complexului Gloria. Asta pentru că, deși aparatele au ajuns aici la sală, autoritățile locale n-au rezolvat încă deocamdată problema utilităților de aici. Reprezentanții primăriei spun că sunt în fază avansată de documentație de recepție a lucrărilor și a transferării sălii spre Clubul Sportiv Municipal. Investiția este finalizată, mai trebuie să se desfășoare câteva proceduri administrative conform legii, astfel încât această sală să ajungă în administrarea Consiliului Local Municipal. Proiectele de hotărâre pentru preluarea în domeniul public și pentru transmiterea în administrare către Clubul Sportiv Municipal sunt pregătite și se așteaptă ca în luna februarie să ajungă în dezbaterea Consiliului Local. Până la transferarea sălii în proprietatea Clubului Sportiv Municipal la Arad au sosit aparatele necesare gimnaștilor. Acestea sunt de ultima generație și au costat peste 80.000 de euro, astfel că Aradul ar putea intra în circuitul competițiilor naționale și internaționale de gimnastică.